Onorat auditoriu, bine ați revenit la Muzeul de Istorie. Astăzi, 18 mai, Ziua Internațională a Muzeilor, un moment important pentru noi ca instituție și dacă amintim aici și faptul că în această perioadă se marchează, se sărbătorește și zilele municipiului Roman, sărbătoarea putem spune că este completă. Chiar dacă nu, eu știu cum sunteți obișnuiți cu asistență largă la noi, la Muzeul de Istorie, nu înseamnă că astăzi este o activitate exclusivistă, ci mai ales o activitate de suflet. Dascalii Romascani de Altadata. Suntem la 5-a ediție și am încercat, prin organizarea acestui eveniment, să facem o legătură între ceea ce sărbătorim noi ca muzeu și ceea ce se sărbătorește pe plan local. Adică marcăm, omagiem acele personalități ale orașului care au intrat în istorie. Cu această ocazie și din acest motiv, mai ales că l-aveam alături de noi și pe domnul primar al municipiului Roman, profesorul Dan Laurențiu Leoreanu, care, de altfel, ca să spunem așa, este un reprezentant al prezentului a ceea ce sunt dascării, profesorii, școlii românești și romașcani. Și îl invităm să vă spunem în deschidere câteva cuvinte. Vă spun și eu, Hristos a înviat. Bună ziua! Bine ne regăsim și la mulți ani cu ocazia zilelor municipiului Roman. Vin de la o altă activitate de dezvelire a bustului unuia din predicii înaintași, Manulescu Strunga, și a unui lauzațiu, a unui simpozion care s-a petrecut la primăria municipiului Roman, în sala de consiliu. Am ținut să vin aici să salut, pentru că, așa cum s-a spus, sunt și eu profesor, vin dintr-o familie de profesori, bunicul meu a fost învățător, așadar, altarul educației ne este cunoscut și foarte aproape. Și parafrazându-l pe Eminescu, care spunea, eu rămân ce-am fost romantic, eu aș spune că eu rămân ce-am fost profesor. Și dacă ar trebui să-mi aleg din nou o meserie, tot pe aceasta mi-aș alege-o. Pentru că energia pozitivă pe care o simți de la elevi, atunci când tu le transmiți cunoștințe, încerci să îi faci să dobândească abilități și competențe și ei îți răspund prin acea energie pozitivă care te încarcă. De asemenea, discuțiile din cancelarii întotdeauna ne sunt foarte dragi, iar amintirile foarte plăcute, așa încât și cu ocazia zilelor muzeilor, și aș vrea să urez muzeilor o viață cât mai dinamică, iar muzeografilor la mulți ani, cu sănătate, cu bucurie, și să se bucure de rezultatul muncilor. Și vreau să vă spun că aici, la Roman, avem o echipă de muzeografi cu totul special, foarte implicați, foarte dedicați, oameni care, într-adevăr, fac cu pasiune această activitate, această meserie. Vreau să le mulțumesc în numele romașcanilor, vreau să îi încurajez, să le spun că mereu am să le fiu alături, pentru că muzeul aduce întotdeauna în fața noastră imagini, experiențe, activități și evenimente din trecut pentru a încerca să trăim mai frumos prezentul și a ne făuri cu toții un viitor cât mai drag nouă și generațiilor care urmează. Așadar, încă o dată, dragi prieteni, la mulți ani, sănătate, bucurie și să vă dea Dumnezeu numai bine. Dumnezeu să binecuvinteze Romanul și pe Romașcani. Mulțumim, domnului primar. Chiar dacă fizic nu mai sunt dintre noi, numele lor a rămas în memoria noastră. Prilej pentru a-i omagea astăzi. Și vom vorbi despre profesori cum au fost Constantin Dascălu, Vasile Petrovanu, Paul Ciuncu sau arhiereul Ionichie Flor Băcăman. Îi regretăm și cu atât mai mult cu cât pentru noi, cel puțin în cadrul muzeului, am trecut printr-un astfel de moment recent, după cum se știe, Gheorghe Dumitroia, directorul Complexului Muzeal Județean Neamț, tocmai a trecut la cele veșnice, o lună și câteva zile. Un om pe care...
un om pe care mulți dintre, sau cel puțin toți dintre dumneavoastră l-ați cunoscut, mai mult sau mai puțin. Pentru noi, cel puțin cei mai tineri din muzeele din Neamț, a fost, putem spune, și ca un profesor. De aceea vom începe cu o prezentare in memoria, dar pentru început v-aș ruga să ținem și un moment de reflecție. Funcția de muzeograf geolog și în anul 1999 și-a luat doctorat. Competențele sale profesionale, abilitățile organizatorice remarcabile, îl impun ca șef de secție în 1990-1991, director adjunct în 1992 și director manager al Complexului Muzeal Județean Neamț în 1993. Cum spuneam, în 1999 obține titlul de doctor în istorie la Institutul Român de Antropologie din București, sub îndrumarea reputatului profesor dr. Petre Roman, rezultatele cercetărilor efectuate fiind valorificate printr-un volum comunități preistorice din nord-estul României, de la cultura cutucheni până în bronzul mijlociu. La rândul lui, Gheorghe Dumitroaia,
la rândul său, Gheorghe Dumitroaie, a făcut parte în ultimii ani din mai multe comisii de doctorat, participând la formarea profesională a unor specialiști de seamă în arheologia preistorică din România și din Republica Moldova. Meritele sale deosebite în cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural național îi sunt recunoscute de Ministerul Culturii și Cultelor prin atestatele conferite de arheolog expert și de expert în bunuri arheologice și istorico-documentare. De asemenea, profesionalismul și competența sa incontestabilă au făcut ca Gheorghe Dumitroaia să fie membru în cele mai importante comisii ale Ministerului Culturii. Mă refer la Comisia de Arheologie. Domnia sa făcând parte din această comisie, el a mai făcut parte din Comisia Zonală a Monumentelor Istorice și din Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor. Aș vrea să vă spun că Gheorghe Dumitroaia a fost președintele Fundației Constantin Mătase încă din 1994 și fondator din 1999 și coordonator al editurii Constantin Mătase. Domnia sa, în calitate de redactor responsabil al anualului Memoria Antiquitatis, de la numărul 18 până la ultimul număr 29-30, precum și cel de editor al Bibliotecii Memoria Antiquitatis. În 1994, dr. Gheorghe Dumitroaia creează la Muzeul de Istorie și Arheologie din Piatra Neamț un organism de cercetare unic la nivel național, Centrul Internațional de Cercetare a Culturii cu Puteri, sub egida căruia s-au derulat ulterior toate activitățile de cercetare de teren și de laborator legate de civilizația pributeriană și de valorificare expozițională și publicistică a patrimoniului său de excepție. Un deceniu mai târziu, în preajma aniversării a 120 de ani de la descoperirea stațiunii deponime a culturii Cucuteni, a 70 de ani de la crearea actualului Muzeu de Istorie și Arheologie din Piatra Neamț și la 10 ani de la înființarea Centrului Internațional de Cercetare a culturii Cucuteni, dr. Gheorghe Dumitroaia îndeplinește un vechi deziderat și creează o unitate muzeală unică la nivel național, Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni, care adăpostește în prezent cea mai bogată colecție neo-eneolitică din sud-estul Europei. După un am proces de consolidare, restaurare și conservare, în 2009, distinsa personalitate pune bazele de fapt a Muzeului Cetatea Neamțului prin crearea de unei expoziții permanente unicat în spațiul moldav. În ultimii ani, dr. Gheorghe Dumitroaia, sub o echipă extraordinară, a reușit să deruleze proiectele privind reabilitarea și aducerea la standarde actuale a muzeilor din Piatra Neamț, de la Târgu Neamț, Muzeul de Științe de la Roma în 2011, Muzeul de Arte din Piatra Neamț și Muzeul de Etnografie. De asemenea, a fost un proiect și s-a realizat un muzeu, Curtea Domnească din Piatra Neamț, chiar zilele acestea se desfășoară la Piatra Neamț cu o sesiune a Asociației Orașelor din România și cu acest prilej se va se va vernisa și expoziția de la Curtea Domnească și Muzeul Curții Domnești va intra în circuitul muzeografic al complexului și turist al complexului Muzeal de Țară. Aș vrea să vă spun că tot datorită doctorului Dumitroaia, pentru prima dată în turnul de la Biserica Sfântului Ioan din Piatra Neamț, s-a realizat o primă expoziție cu materialele și extraordinare care s-au descoperit, expoziție care este de asemenea unicat în România. V-aș mai spune că în afara acestor lucruri, dr. Dumitroaia a realizat peste 50 de expoziții temporare găzduite atât în țară cât și în străinătate. Începând din 1981, dr. Gheorghe Dumitroaia a realizat, împreună cu colegii din muzeele noastre,
o serie întreagă de expoziții din care aș aminti plastica neo-neolitică din România, realizată în 1981 și 1984 la Piatra Neamț, podul dealul Ghindaru la Piatra Neamț în 1986, plastica antropomorfă cu puteri în 1991 la Piatra Neamț și apoi expozițiile au continuat să, Muzeul din Piatra Neamț a continuat să ofere expoziții și altor instituții, între care v-aș menționa cu puteri o expoziție foarte importantă adusă la Sibiu cu prilejul în momentul în care Sibiu devine capitala culturală europeană. Pe lângă expozițiile din țară, doctorul Gheorghe Dumitroaie a coordonat o serie întreagă de expoziții în străinătate, începând din 1994 din Germania și Olanda, în 1997 o expoziție în Grecia la Salonic, cu prilejul cu care Salonic a fost declarat capitală culturală europeană. De asemenea, ar trebui să vă spun că expozițiile au mers în Danemarca, în Germania, în Elveția, la Vatican, la Roma și în Statele Unite ale Americii în 2009. Pe lângă proiectele foarte mari pe care le-a avut, doctorul Dumitroaie a găsit legatul necesar să coordoneze muzeele din statele din județul Neamț și aș da o serie întreagă de exemple. Muzeul de la Vânători, Muzeul de la Răucești, Muzeul de la Ghindeoan, Muzeul de la Ceahlău, de la Dragomenești, etc. Aș vrea să vă spun că în ultimii ani, doctorul Gheorghe Dumitroaie s-a implicat în organizarea unor evenimente culturale de excepție. Dintre foarte multe aș menționa Târgul Meșterilor Populari la Piatra Neamț, Zilele Ion Creangă la Hrumulești, Zilele Cetății Neamț și proiectul Noaptea Muzeelor. Cercetări arheologice au fost făcute în tot județul și nu numai. De asemenea, distinsul doctor Gheorghe Dumitroaie a organizat de-a lungul timpului mai multe simpozioane la nivel național și internațional și de asemenea a participat cu colective de cercetare la proiecte internaționale de cercetare a culturii și puterii. Ca o recunoaștere a valorii specialistului regretatul dr. Dumitroaie și implicit a demersurilor sale științifice, Ministerul Culturii i-a acordat două din cele mai importante distincții și anume premiul Adrian Drădulescu în 2003 pentru expoziția și volumul Poduri de Alughindaru o Troie în Subcarpații Moldovei și premiul Iulian Antonescu pentru management muzeal în 2006 și pentru proiectul primul muzeu cu puteri din România. De asemenea, pentru merite deosebite în cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural al Ținutului Neamțului, Inspectoratul de Cultură l-a distins pe dr. Gheorghe Dumitroaie cu premii de Constantin Mătase în 1992 și 1997. Ca să vă spun sincer, toți colegii din instituția noastră simte regretul spus dispariția doctorului Gheorghe Dumitroaie. Șansa noastră de a-i păstra amintirea vie este ca împreună să-i putem continua proiectele și el, dacă este undeva în ceruri, alături de Mircea Petrescu Dâmbovița, alături de Dan Monach, poate reușesc acolo să construiască un centru de cercetare a culturii puterii. Și dacă îl mai aduce, dacă îl vom aduce aminte de un mare restaurator pe care eu l-am avut, Aurel Buzilă, Dumnezeu să-l odinească și pe domnia sa, putem spune că cercetarea în ceruri va fi desăvârșită. Iertați-mi emoții și ne dorim din suflet ca proiectele doctorului Gheorghe Dumitroaie să se poată începe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ignat Mihelescu. Sunt convins că se pot spune foarte mult.
care a muncit până în urma sa zi, acolo unde l-a găsit și sfârșitul, la locul de muncă. Iar noi ce putem spune acum, decât folosind un termen specific nou în arheologie, pe viața liniștită acolo unde este. Tot despre un arheolog vom continua să vorbim, de această dată un arheolog de profesie, dar care de fapt întreaga activitate sau cea mai mare parte a activității și a sare și a desfășurat-o la catedră. E vorba de Constantin Dascălu, cu o prezentare pe care o va face domnul profesor Petru Plenchea, personalitatea culturii romașcani, profesorul și arheologul Constantin Dascălu. Tot amintit de Cuputeni, primul care a cercetat la Cuputeni a fost profesorul și arheologul Constantin Dascălu. Despre a cărui activitate vom referia, mai puțin despre arheologie, mai mult despre cariera sa de profesor cadru didactic și director al Colegiului Național de astăzi, Roman Vor. Despre viața așa. Și activitatea profesorului Constantin Dascălu au scris cercetătorii Muzeului de Istorie Moldova Iași, domnul profesor Mădălin Văleanu și Silviu Văcaru, profesorii de la Roman Vodă Nicolae Grigore Stețcu și Gheorghe Amenciobanu, în istoria liceului Roman Vodă 1872-1972, ca și cercetătorul muzeograf Adrian Ciobanu de la Muzeul de Istorie Roman. Majoritatea dintre cei menționați s-au legat de activitatea arheologică și pregătirea sa profesională. Eu mă voi referi la activitatea profesorului și directorului Constantin Dascălu al liceului Roman Vodă, care reușește să transforme liceul într-o școală cu performanțe deosebite pe plan național, local și național. Următorul. Deși nu s-a născut la Roma, s-a stabilit din 1910 în orașul nostru, a avut un rol important în cercetarea arheologică a României și a Europei și la perfecționarea și dezvoltarea învățământului românesc ca profesor și director al liceului Roman Vodă. E vorba de profesorul Constantin Dascălu. Scuzați, fotografia este luată din muzeul de la Roman Vodă, da? Și cine a făcut fotografia și ramă. Așa-l dat frumos. Este actul de naștere. O copie a actului de naștere pusă la dispoziție de către familie. Am uitat să spun că în sală sunt prezente două nepoate a domnului profesorului Constantin Dascălu, doamna Zalankovski, Protica și doamna Felicel Dascălu. La dispoziție o serie de materiale și pe care pot să fac informarea astăzi. S-a născut la 5 iunie 1888 în familia agricultorului Mihalache și Smaranda Dascălu, în satul Brândești, din comuna Cărniceni de Iași, cu învățătorul Mihai Lazar. La 1 iunie, aceste date cu privire la situația de învățătură la clasele 1-4 și la colegi au fost puse la dispoziție de domnul cercetător Silviu Băcaru, care a alcătuit și a cercetat la arhivele din Iași despre această perioadă. Următorul slide, domnule Dancă. În septembrie 1892, se înscrie în clasa a treia liceului internat din Iași, a fost cunoscut sub numele de Colegiul Național Negruzi. A fost colegul viitorul matematician Traian Alescu, al cărui tată în Roman era funcționar bancar, așa, și a fost colegi la liceul internat din Iași și a avut rezultate foarte bune, conform foii matricule din registrul matricul al liceului. A absolvit în anul 1900, primit de la 23 iunie, certificat de absolvire a studiilor liceale și a examenului de bacalaureat. Între anii 1901-1906 urmează cursul Facultății de Litere din cadrul Universității Iași, secția Filologie, Clasică și Istorie. A avut înclinație pentru studiul limbilor clasice și arheologie, au avut o relație deosebită cu profesorul său, Teohari Antonescu, care la liternanță devine pasionat de arheologie și profesorul Teohari Antonescu, făcuse studii cu specializare pe arheologie la Paris, la Berlin, la Bonn și de aceea a venit la Iași, la catedră și a insuflat și studenților săi această dragoste pentru cercetarea trecutului istoric a arheologiei. Deci, în toamna celui așa, obține prin concurs o bursă din partea Casei de Ajutor a Școalilor, Fondul Iosif Niculescu, pentru studierea arheologiei la Berlin. Revine în țară în 1909 pentru a susține examenul de capacitate, examenul având ca disciplină principală istoria și secundară limba română. Apoi, în 1910, a fost admis la Facultatea de Filozofie de la Universitatea din Bonn.
În perioada 1909-1912, când venea în țară, făcea cercetări la Cuputeni, împreună cu profesorii săi din Germania, cu Gerschmidt și Gerhard Bersu, tânărul Dascalu, scuzați, așa se mai duce la calculator, fiind în puternicia al statului român, la acest sit arheologic, alături de marele istoric Alexenopol și profesorul Octavian Erbicianu, trebuie să aleagă artefactele ce trebuiau trimise la Berlin. Deci pe Constantin, dar sper rog, personalitatea și caracterul său ne dă o relatare foarte frumoasă profesorul Nicolae Stățcu în lucrarea paginii istoria a liceului Roman Bode. Scrie că în anul 1909-1910 vor veni la această instituție, noi care didactice pentru care amintește și pe profesorul Constantin Dascalu cu studii superioare la Berlin și Bonn, care s-a dovedit a fi un profesor excelent, serios, meticulos, disciplinat și corect în raporturile cu colegii și elevii, dar și foarte exigent. După ce a terminat cercetările la Cucuteni cu experții arheologi germani în 1912, va susține examenul doctorat și se reîntoarce în țară fiind înrolat armată, participă la al doilea război balcanic, unde s-a remarcat prin fapte de eroism, a fost distins cu decorații și medalii, una dintre ele este aici. Se reîntoarce la Catedra de Istorie din Roma, unde va impresiona elevii și colegii prin cunoștințele pe care le poseda, precum și modul cum reușea să le transmită elevilor. Pentru activitatea desfășurată la Catedra la Liceul din Roma, la data de 19 septembrie 1914, profesorului Constantin Dascalu a fost conferită de către regele Carol I, medalia răsplata pentru învățământ clasa I, mărturia faptului că era un profesor cu o vocație deosebită. În vara anului 1916 a fost din nou mobilizat și a participat la războiul de netregire a neamului, la luptele pentru eliberarea Transilvaniei sub ocupația austro-ungară, cadrul regimentului 54 infanterie. A fost decorat cu crucea comemorativă a războiului, 1916, cu baretele Ardeal, Carpați, Mărășești și a fost amasat la gard de capitan. În 1924 a fost decorat cu medalia Victoria Marii Război pentru Civilizație și în 1926 cu Steaua României în grad de cavaler. Se pun numeroase întrebări și se așteaptă în continuare răspunsuri cu privire la activitatea celui care a fost arheologul și profesorul Constantin Dascalu. De ce s-a retras din activitatea de cercetare? De ce nu s-a dus în Germania pentru a-și indica diploma de doctor în istorie, cu toate că susținuse cu brio examen? De ce nu mai a publicat nimic din cercetările de la Cucuteni, din situl arheologic de la Cetatea Nouă sau de la Săpăturge, din cartierul Băcescu din Romă? O parte din întrebări își găsesc răspunsul în lucrarea profesorului Silviu Băcaru de la Iași sau în lucrarea cercetătorului romașcan Adrian Ciobanu, publicată la Bacău în noiembrie 2015. Doresc să aduc mulțumiri nepoților profesorului Constantin Dascalu, care mi-au dat informații și documente care pot răspunde la unele întrebări și care se vor regăsi în revista Muzeului de Istorie Roman, Studia Romanensia, din 2016. După întoarcerea din război, se dedică trup și suflet școlii și elevilor. Știa foarte bine că pentru a putea reface viața și activitatea înaintașilor și a putea fi însușită de elevi, trebuia înființat Muzeul de Istorie și Geografie în cadrul liceului. Într-un raport al Ministerului Instrucțiunii Publice este consemnată colecția Muzeului de Istorie și Geografie, precum și numărul de piese de inventar. Deci aceasta se întâmpla în 27, conform istoricului Silviu Văcaru, dar și confirmat apoi de profesorul Nicolae Stețcu, deci în acea lucrare publicată împreună cu profesorul Iulian Ciobanu, care completează informația cu preocuparea permanentă a profesorului din liceu pentru perfecționarea didactică a greșit, cel care mi-a tehnică redact, preocuparea permanentă a profesorilor din liceu pentru perfecționarea lor didactică și metodologică. A fost un mare familist, un bun părinte, un părinte care a dorit să creeze copiilor săi un mediu deosebit și posibilități mai bune decât a avut el. În 1905 o cunoaște pe Elena Mihailescu, fiica preotului Mihailescu de la Mănăstirea Rafaela, județul Vaslui, cu care se căsătorește în 1906. Au patru copii, Ștefan născut în 1906, Sorin în 1908, Constantin născut în 1909 în Germania și Emanuel în 1912. Ca doi, director a locuit în casa Calistrat Hogar, din curtea liceului, dar și-a cumpărat și o proprietate între sălile de Smilodava, Algarit și Tudor Diminescu, o casă cu anexe și cu o mare livadă. Această proprietate a fost confiscată în 1949 de regimul comunist. Și-am făcut, am schițat pe baza informațiilor în familie, membrilor familiei, urmașilor, deci un arbore genealogic. Deci, Mihalache Dascalu și Smaranda Dascalu, care au avut un copil, Constantin Dascalu, căsătorit cu Elena.
au avut patru copii. Ștefan, cum a spus, Sorin, Constantin, la rând Ștefan, fost profesor pentru scut, profesor de fizică la Roma Vodă și inginer la uzina electrică a orașului. A murit în 39 la 33 de ani de stat la timp. Sorin, ofițer în regimentul 14 de romați, a murit în 1941 la Tighina, este înmormântat la cimitirul de Armezis cu T. Am uitat, regel. Da, tot. Constantin, deci farmacist, diriginte de farmacie, a lucrat ca farmacist foarte mult la cei mai cuperoal ca mine, farmacia Tedinca, dacă își aduce, vă aduceți aminte, apoi la farmacia spitalului și a policlinicii, diriginte de farmacie. Și Emanuel, facultatea de drept, ofițer de jandar, divizia Moldova, a făcut războiul și când s-a întors din război, a fost deja avansat la radul de major, în 49 a fost arestat și a făcut 5 ani de detenție, reabilitat după 1990 și a avansat la gradul de general. Deci totuși s-a făcut oarecare tardiv, dar i s-a confiscat toată averea. Nu, mă refer un pic, domnul Dan, dacă sunt tot aici. Deci am spus la Ștefan, decedat în 39, la Sorin, căsătorit de copii, doamna doctor Iancu Eugenia, deci, care o cunoaștem foarte bine din Roma, este fiica, deci, celui care a fost Sorin Dascălu, și domnul doctor Vlase Constantin. De asemenea, la Constantin, doi copii, domnul Ștefan Dascălu, inginer, și doamna Rodica Zolankovski, deci director la cooperativa Socom, parcă nu? A, tot inginer și doamna Rodica. Îmi cer scuze, azi am cunoscut. Da! Pe Floricel am crescut de la Grăniță și pe viața mâncii am crescut. Da. Și ultimul, Emanuel, deci care spuneam că a fost ofițer de jandar, a participat și la războiul de răsărit, probabil de asta a făcut și închisoare, pentru că a făcut și a asigurat paza, cum îmi preciza domnul muzeograf de la Piatra Neamț, care cunoaște foarte bine, că și jandarmii în timpul nu aveau rolul de a păzi unitățile militare, comandamentele, armatei române, a diviziei sus. Deci și pentru faptul că am îndeplinit misiunea, a fost arestat. A participat și în partea cealaltă război și după câțiva ani a fost arestat în fază, a făcut 5 ani de închisoare, confiscată averea, copiii au fost, cum să vitregiți, cum știți că se făcea. Și au avut doi copii, Sorin Dascălu și Titina Dascălu, care sunt la Iași. Ei au dat, au vânat toate documentele, arhivele, familii, muzeul, complexul muzeal de la Iași, Moldova, la Iași. Și pe baza căruia a făcut profesorul Sigur Bocaru acele informații publicații. Da. La 21.1927, profesor Constantin Dascălu a fost numit director al liceului Roman Vodă și secretar al comitetului școlar. Fostul director începuse construcția la aripa dreaptă al liceului, începuse numai, și pe care apoi în 28 o finalizează noul director Constantin Dascălu. Tot acum se începe construirea aripii stângi, urturându-se fundația și ridicându-se un etaj din roșu, dar din lipsă de fonduri lucrările încetează. Cert este că noul director, asta este din muzeul de la liceului Romodera, care este Stratfogaș, clădirea din 1899, cum arăta, fără aripile. Da. Cert este că noul director devine un spirit organizator, un gospodar găsitor de sponsori, și pe atunci, ca și acum, tot trebuie să găsești sponsori. Reușește la 1 septembrie 28 să dea în folosință aripa dreapta clădirii, funcționând acolo 5 clase al liceului, la parter se țineau cursuri pentru școala elementară de comerț. În perioada 1 ianuarie 28 până 1 decembrie 29, Comitetul Școlar a contribuit cu suma de 910.000 lei la ridicarea aripii stângi, pe care a dat antreprenorul Gheorghe Vasiliu. Când se intră în cimitir, primul monument funerar, capelă, este arhitectul Vasiliu, cel care a și ridicat. L-a construit aripii din dreapta cu 2 etaje, 7 săli de clasă și cu tot mobilierul necesar. Comitetul Școlar a contribuit cu suma de 1.200.000 de lei și Ministerul Instrucțiunii cu urma 500.000 de lei. Deci mult mai mult. A reușit să găsească foarte mulți sponsori pe plan local care au sprijinit și, într-adevăr, s-a realizat un edificiu măreț. Ales și confirmat din nou director în decembrie 1931, profesorul Constantin Dascălu a terminat aripa stângă a liceului numai cu fondurile Comitetului Școlar.
ținând cont că în țară se afla în plină criză economică. Anii 29-33, știți foarte bine, când guvernele aflate atunci la fruncea României au făcut împrumuturi externe, valoare foarte multe și cu sume uriașe, pe care ultimele sume, care împrumutase în anii 33 de guvernul român de atunci, la guvernul suedez, vă fac o paranteză să înțelegeți, au fost achitate de România în 2004, punându-se cu României condiția că nu poate adera la NATO și la Uniunea Europeană, dar că nu achită guvernului suedez acea datorie din 33. Deci să rețineți ce, și în condiții de criză, dânsul construiește, deci, aripile liceului Romaul. Deci să mergem, sau împrumutat în numeroase rânduri din Sfântul. M-am citit. În același perioadă de criză a fost înființată fanfara liceului, au fost reluate excursiile de studiu și s-a completat biblioteca. Cu toate acestea, numai din economie, fără a spori taxele școlare. A fost o persoană dinamică, activă, disciplinată, nepătinitoare și ordonată, trăsături care au fost de bun folos în funcția directorului liceului Roman Vodă. A conduce o instituție școlară în această perioadă, deosebit de grea, înseamnă o muncă titanică. Să te dăruiești, să te frămânți, să faci planul de perspectivă, să te rupi nu de puține ori de familie și să te dedici școlii. Aceasta a fost o frământare permanentă și care poate i-a afectat sănătatea. Buna funcționare și organizarea liceului este consemnat în procesul verbal încheiat de inspectorul școlar Ioan Sterian, în urma inspecției școlare făcute la 22 februarie 1932. Proiectele sale încep să prindă conturi. Apelurile sale prin memorii către minister, primărie, părinți și sponsori sunt urmate de realizare de fonduri. Era nevoie de mobilier și tâmplărie pentru aripa stângă, care a fost terminată la 1 iulie 1934. De asemenea, trebuia construit un amfiteatru, care și noi l-am prins ca elevi ai liceului, l-am prins. Era unde astăzi e biblioteca, în pantă, din lemn, scheletul din lemn era. După 70, s-a fost demolat și arată astăzi aură, da. Deci, de asemenea, trebuia construit în amfiteatru, am spus, după planul arhitectului Ministerului Instrucțiunii Publice. Era un plan în toată țara, deci trebuia timp, nimeni nu putea să facă. Gândurile sale de realizare un internat s-a pus în aplicare când începea construcției în curtea liceului de fete Cantacuzino. Având sprijinul ministrului Constantin Angelescu, reușește să termine lucrarea și primește noi fonduri pentru a cumpăra obiectele necesare deschide internatul, în timp ce alte școli se desfințau. Este vorba de liceul pedagogic sau școala normală, cum se numea, fostul liceu 1, înființat, construit abia în 1919, rețineți, în 34 a fost desfințat. Ăla se închidea, romanul Budă prospera, vreau să spun, ca număr de clase și cu internat. Șase clase de elevi de la școala, fosta școală normală, au venit la Roman Budă. A pus bazele fanfare și orchestrei liceului. Reușește pe sprijinul comandamentului militar din Roma să obțină aprobarea ca locotenentul Vojciechowski, șeful muzicii regimentului 14 de Roban, să instruiască în timpul liber și gratuit elevii înscriși în aceste formații. În urma demersurilor sale la minister, obține fonduri pentru a cumpăra instrumente necesare și partiturile pentru fanfare. Subit la 15 noiembrie 1935, profesorul Constantin Dascalii a încetat din viață la o vârstă timpurie, că încă mai putea face foarte multe pentru liceul, familia și orașul său. A fost înmormântat la cimitirul Eternitate din Roma. Moartea sa a însemnat o grea pierdere pentru familie, colegii din liceu, pentru elevii și toți cei care l-au cunoscut. Discursul funerar a fost ținut de bunul său prieten, profesorul Alexandru Iepure. Doamna Rodica Dorakovski mi-a adus astăzi discursul original a discursului Iepure, pe care o să intonez la Roman Vodă, deci colegiul muzeului de la Roman Vodă. Vă mulțumesc pentru tine. Iar în ceea ce mă privește, ca... Am văzut că ați scris, dar nu am știut nimic. A fost o prezentare la Bacău, la o sesiune de comunicări, iar articolul este în pregătire. Și urmărește mai ales o corespondență între doi foști elevi al lui Constantin Dascalii.
Nicolae Grigoraș și Grigore Stescu. Este unul la Iași, unul la Roma și tocmai de asta am lăsat-o un lucru, pentru că tocmai apar în documente, multe dintre ele le avem în arhiva muzeului nostru. În continuare, Părintele Dr. Florin Aurel Suscanu ne va prezenta o comunicare despre arhiereul Ioanichie Luata Cauan, profesor și director al Seminarului Sfântul Gheorghe din Roman. Însă, cu permisiunea dumneavoastră, o să-i dăm voie domnului primar să se răsoare pentru a participa și la celelalte activități care sunt. La ora 16 sunt prezent la o altă activitate, la aula Carabitul Răilean Roman. O zi frumoasă tuturor și la lăsată. Prezența dumneavoastră. Mulțumim frumos. Stimulată asistență, Hristos a înviat. Am venit astăzi în fața dumneavoastră cu un chip, un mare chip al trecutului, cum spunea Nicolae Iorga, peste care s-a așternut o nedreaptă uitare și din când în când trebuie să scoatem, spunea el, în lumina fărtizor de pomenire pe cei mari și pentru a-i redescoperi, pentru a-i pune în valoare semn de recunoștință, dar și pentru a găsi modele. Și se vorbește astăzi despre o criză a modelelor și le spunem elevilor de seminar și teologilor, avem aici profesori de seminar, să vă căutați modele, să vă căutați duhovnii, să vă căutați calea cea mai frumoasă pentru a vă împlini misiunea. Cred că acesta este și rolul întâlnirilor noastre dedicate dascălilor de odinioară. Și iată, m-am oprit astăzi la un profesor de seminar din mai multe motive. În primul rând, pentru că el s-a născut la Trifești, acolo unde slujesc în prezent. A fost botezat în această biserică de la Trifești, o biserică străveche, monument istoric, tipăria familiei Balș, din 1798, inaugurată. Și pentru faptul că s-au împlinit recent 180 de ani de la nașterea sa, un copil dintr-o familie modestă din acest stat de la Trifești abia să ajungă mai întâi preot aici în oraș, mai apoi abia să ajungă profesor la seminar, seminarul abia se înființase în 1858 și în cele din urmă ascensiunea sa ierarhică va fi remarcabilă pentru că el va ajunge chiar episcop al Romanului pentru scurtă vreme, 2 ani, dar un lucru foarte important, că dintr-un copil necăjit de la țară, iată, a fost foarte, foarte ambițios, meticulos și în cele din urmă, așa cum v-am spus, are să ajungă profesor director al seminarului și arhiereu al Episcopiei de Roma și 2 ani de zile, 1897-1899, chiar episcop titular al Eparhiei Romanului. Îmi pare rău că nu am reușit să descărcăm fotografiile pe laptopul acesta. Nu le recunoaște, nu am mai pățit așa ceva. De altă dată vin cu materialul de acasă. Dar aveam câteva imagini importante cu sinodul bisericii noastre în 1890 și acolo este foarte clar portretul lui Ioanichie Flor Băcăoanu, despre care vreau să vă vorbesc. Tabloul se păstrează în Muzeul Episcopiei noastre. Un tablou foarte clar, deci era chiar o tentativă de a face portretul color. Aici este cea mai clară fotografie a arhiereului Ioanichie Flor Băcăoanu și mai avem mai este cunoscut un tablou în casa Veniamin Costache se păstrează, alb negru, la sfârșitul secolului al XIX-lea, executat într-un atelier aici la Roman. De asemenea, se păstrează o singură fotografie de la mormântarea episcopului Melchisedec. Și cel care s-a ocupat de înmormântarea lui Melchisedec Ștefănescu a fost tot Ioanichie Flor Băcăoanu. Aș vrea să trecem în revistă câteva momente din biografia lui
și să mă opresc asupra laturii didactice, pentru că astăzi noi vorbim aici despre Dascalii Romascani de odinioară. S-a născut la 1 ianuarie 1836 în satul Trifei, județul Roman, în familia lui Ștefan Butnariu, primind la botez numele Ioan. Aici, în sat, a primit și primele cunoștințe despre carte. Aici a fost apropiat de biserica din sat, unde se păstrează icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului și la îndemnul și cu sprijinul material al proprietăresei acestei moșii, Ecaterina Balș, în anul 1850 el va veni la Roma, la o școală publică, iar un an mai târziu s-a înscris la școala catehetică din oraș, intenționând să urmeze calea aceasta a preoției.